Faptul că sunteți aici, sunteți niște steluțe.
Nu toată lumea vine și nu toată lumea crede. Dacă dincolo se spune crede și nu cerceta, aici nu credeți, dar cercetați. Adică meditați, încetul cu încetul, vă convingeți, aceea integrați și devine în adevăr. Dar noi Dumnezeu, de vieți și de vieți, noi sufletele am fost în conștiința de cor. Da? Da? Șoferul s-a confundat cu mașina. Și vedeți unde am ajuns. Toată lumea asta caută ceva. Suferă de ceva. Dar până să descopere cauza adevărată, căci cauza adevărată și ea este invizibilă, să numește conștiință de corp. Din cauza ei a apărut și egoul, și alteranța, și mânia, și lăcomia, și atașamentul. Multe lucruri din cauza aceasta. Deci să separăm spiritul de materie, să ieșim, chiar e frumos și să eliberare de materie. Ar fi foarte frumos. Nu putem să fim de materie, nu putem să ne separăm de ea, căci fără corp, noi nu am putea să facem nicio experiență. Deci ne trebuie totuși un corp. Dar trebuie să nu ne atașăm de el. Și nici de ceea ce e legat de corp. Familie, prieteni, rude, colegi, vecini, toate astea, suntem într-un mic, imaginați-vă, într-un mic grup care se învârte în jurul dumneavoastră. Asta sunt. Dacă ați putea să ieșiți din acest mic grup și să vă priviți de sus, la nivel spiritual, adică trec în continuu dintr-un corp în altul, dintr-o mașină în alta. Sunt mulți care au un garaj mai multe mașini. Azi eu pe asta, mâine iau un alt corp. Deci, suntem nemuritori. Suntem, de fapt, incorporați. De fapt, am plecat de acasă, din casa sufletului, casa tatălui, și am venit în materie. Deci, dacă am venit în materie, înseamnă că nu aparținem la fel. Concluzia este, suntem extraterestri. Deci nu mai căutați că noi deja suntem extraterestri. Vă spun, sunt lucruri care nu v-ați gândit, adică nu ați reflectat. Pentru această conștiință de corp, ne ține legați în materie, e atracția asta gravitațională care ne leagă, dar mai mult sunt atașamentele. Fiecare acțiune noastră creează o reacțiune. Și acțiunea, fără de toată, acțiunea creată în conștiință de corp, creează reacțiuni negative. Și reacțiunile astea negative se manifestă prin fel de fel de lucruri. Legea karmei. Invizibilă și omniprezentă. În fiecare moment. Deci, reacțiunile acestea, acțiuni pe care eu le-am făcut, se pot manifesta prin dureri de cap, prin emoții, prin suferința corpului, prin suferința manifestată în bunurile mele, prin finanțe, îmi scapă bani pentru degete, mi-am putut joc de ei, la un moment dat, sau, cel mai important și mai dureros, sunt conturile carice relaționale cu ceilalți. Deci, sunt un motiv, cel să fac un cadou cuiva, drag, el nu-l acceptă, poate să zică ce fac eu cu elefantul ăsta, îl joacă pe păușă,
Deci, vedeți de fapt cine suntem la ora actuală. Deci cum am putea să ieșim de sub influența materiei? În primul rând să vedem ce suntem compuși noi. Dacă vă uitați acolo, sus e mintea, care produce gânduri, emoții, simțământe, senzații, inspirații, vise chiar. Deci, mintea creează gândul normal, trebuie să treacă prin filtrul intelectului, care înțelege, memoriază și decide dacă gândul creat de minte va fi pus în materie, prin urmare de desimț, sau nu. Când am făcut o acțiune, urma acestei acțiuni, reacțiunea ei, se înregistrează în subconștient. Acum, dacă eu creez gândul, eu sunt un suflet în pace, să zicem. Intelectul îl acceptă și prin materie fac experiența păcii, iar acea experiență, acea emoție, se înregistrează în subconștient. Făcând de mai multe ori acest lucru, devine un obicei și încetul cu încetul, personalitatea mea se schimbă, caracterul meu. Deci, numai așa puteți să... Deci, prin meditație, încet, încet, puteți să vă schimbați. Și mai mult decât atât, să reactivați ce aveți în dumneavoastră. Toate virtuțile, toată puterea. Se zice că, așa cum este Fiul, este și Tatăl, și Univers. Deci Tatăl e atotputernic și noi suntem atotputernici. Dar aici, aici. Căci puterea gândului este una dintre cele mai mari puteri la ora actuală. Să zic, mă gândesc la soacră mea care e în Japonia, am soacră. Și ea imediat regulă pe telefon și mă sună. Deci, un singur gând, cu adresă precisă, fracțiune de secundă, și am nimerit. Vedeți cât e de puternic? Deci, gândul la ora actuală, energia gândului, dar și timpul care se scurtează, sunt cele două lucruri foarte importante în viața noastră. Cât de mult vă cât de mult atenție dați gândurilor dumneavoastră și timpul care de fapt e creația noastră, dar la ora actuală am devenit slugă lor. Înțelegeți? Deci creatorul a devenit slugă creat. Ok. Să vorbim puțin de gânduri. Create de minte. În urmă de vreme, toată lumea caută să stăpânească minte. Prin meditație, noi îi cerem minții, gândurile de care avem de nevoie. Deci, mintea toacă în continuu, nu putem să o oprim. Dar ea poate să creeze pentru noi gândurile pe care le vrem noi. Deci, mintea devine slugă noastră. Simplu, da? În ceea ce facem noi, mai avem un curs care se numește ciclul timpului, în care putem să aflăm de unde venim, când am venit, ce facem noi aici, și când ne întoarcem și unde ne întoarcem. Și dacă... Deci, sunt întrebări pe care mintea și le pun. Dacă îi dăm minții răspunsul pe care ea îl așteaptă și îl acceptă, ea nu mai poate o puțin. Vedeți că credeți, dar nu ne gândim, pentru că noi ne gândim la ceea ce vedem. Astăzi e important ca, afară de organele
fiecare simț al corpului, să acceptăm că mai avem și alte organe subtile ale noastre, sufletului, care sunt mintea, intelectul și subconștientul. În subconștient puteți să găsiți tot ce l-ați făcut în viețile anterioare până astăzi. E arhiva noastră. Și de acolo, când se livrește o ocazie, mai apare o reacțiune și s-a reglat. Uneori cred că ați avut în această impresie, văzând pe cineva pentru prima dată pe stradă, să o atracție deosebită sau o respingere. Eu zic, sau vreți să luați de gând sau să strângeți de gând. Sunt acele două suflete care, într-o altă viață, au făcut ce au făcut și încă se mai caută. De bine să mă duc. Sunt, încă o dată, sunt multe lucruri de aflat în această cunoaștere spirituală. Că vreți să vă credeți sau nu, această cunoaștere vine direct de la cel de sus. Căci numai El știe cum îl cheamă, cine este, cum este, care-i formă lui și tot ce face. Da? Deci toată lumea știe că există suflete rătăcitoare care intră în corpul și fac fel de lucru. Totuși, Dumnezeu care este atot puternic și El a intrat într-un corp pentru că El nu are corp. Și a început să dea în gura acelui corp cunoașterea cine suntem, cine este El și cum putem să ne întoarcem acasă fără să mai trecem prin fața judecății de acolo. Și asta e important. Și asta este o modalitate de a lega karma noastră. Și o modalitate fără suferință este să ne gândim la Dumnezeu. Gândindu-mă la El, există un transfer de energie pură, că este totdeauna acolo, între mine și El și cu timpul încetul cu încetul pot să, de fapt, El arde conturile acelea karmice din subconștient, din alte vieți, fără ca eu să fiu conștient. Înțelegeți? Tot El spune, greșeala mărturisită este pe jumătate iertată. Da? Trebuie să avem curajul și numai din viața asta și să știm ce înseamnă pentru Dumnezeu greșeală. Deci dacă uităm în Biblie, sunt niște greșeli, în Coran alte greșeli, în Torah alte greșeli, deci dar vorbim despre spiritualitate. Căci fiecare religie îl caută pe îl de sus. Toată lumea arată cu degetul sus și pe urmă zice, Dumnezeu mi-a un prezent. Peste tot și mine și în tine. Am uitat un singur cuvânt. Iubirea lui Dumnezeu e omniprezent. Și am terminat și cu omniprezent. E simplu. E atât de simplu că nici nu ne-am gândit că ar putea să fie atenție. Și nu ne-am gândit nici cum este Dumnezeu. E Tatăl tuturor sufletelor umane, care vrea fericirea tuturor copiilor lui. Înțelegeți? Acum, depinde ce fericire vreți. Că există o fericire materială, o mașină, o prăjitură sau o mașină, ce, o vacanță, sau e o fericire interioară continuă pe care o avem în noi. Dar trebuie să o menținem. Cum putem să o menținem? Prin meditație. Adică prin controlul lui. Să trăiesc.
Dumnezeu prin urmă, nu? Așa. Vi prezint pe Tatăl nostru care e în cer. Un punct de lumină ca și noi, o energie, concentrare, deci cu cât, cât suntem mai mici, cu atât suntem mai puternici. Suntem nemuritori. Deci, în continuu, dăm energia, din energia noastră, corpurilor în care suntem. Și pot să vă spun că avem 10-30 de corpuri. Când de acum când ați plecat de acasă. Și asta e din corpul. Și asta e legătura directă, atenție, că se zice că până la Dumnezeu vă omoră Sfinții, legătura directă cu Dumnezeu. De la suflet, la sufletul suprem. Atâta tot. Deci asta este pentru noi meditația finală, conexia cu Dumnezeu, asta este yoga. Mai frumos, definiția lui Dumnezeu, e, vă spun, e și un poet, e o bombană de tată. El spune yoga, sau conexia cu el, înseamnă iubire. Când iubiți pe cineva, vă gândiți la iubire. E simplu. E prea simplu. Vedeți puțin, toată lumea îl caută în fel de fel de scripturi. Se duc la ziduri, să fac pelerinaje în biserică, în temple, în moschee. Peste tot îl caută. De ce? Pentru că la ora actuală lumea suferă. Și nu știe cum să scape de suferință. Și, dar nu știe care este motivul suferinței. Aici este. Deci, v-am mai spus, acea conștiință de corp, în care toată lumea e confundată. Haideți să vedeți de timp, 10 minute așa, să facem un exercițiu de meditație. Da? Așezați-vă comod, acasă e bine ca în aceeași oră, să vă rezervați timp pentru dumneavoastră. Cât timp vă rezervați dumneavoastră în ora actuală pentru dumneavoastră sufletul? Vedeți? Nu puteți să-i schimbați pe ceilalți pentru că nu gândesc la dumneavoastră. Deci au alte priorități, alte dorințe. Da? Le transformăm noi, cu timpul se transformă și noi. Așa putem să ne ajutăm. Mici secrete care vor face viața mai fericită. Și asta este un act. Dar trebuie să începem cu noi și să terminăm tot cu noi. Să lăsăm pe ceilalți deoparte, chiar dacă pare egoist, nu putem să-i ajutăm. Da? Haideți. Deci, să ne imaginăm că suntem acasă, în colțul nostru preferat, cu cine muzică, cu o țață sau altceva, o lumină difuză ca să nu vedem că pe care e în antenă de la și să începem cu relaxarea corpului pentru început. În timpul o să treceți peste relaxarea aceasta și intrați direct în meditație. Deci, începem cu picioarele, cu pozitele la picioare, puteți să faceți o relaxare fizică, încordați și relaxați, sau mentală. O să trec foarte repede, mă scuzați, dar vreau să vă spun multe. Suntem la stand aici, dacă vreți, veniți, ieșim afară, fotonii, frumos, și discutăm de ceea ce este peste stele, dincolo de stele. Deci, relaxăm degetele la picioare, tălpile, glezdele, mușchii frunte.
Je vous dis. Restă picioarele în așunturi, ci așteptăm ca picioarele să reținem la sânge, să se desprindă de mâna grele și la momentul de luptă. Scopul este ca în timpul meditației corpul să nu mai deranjeze. Continuăm cu mâinile, degetele, palmele, cheiurile mâinilor, antebrațele, coatele, restul mâinilor, până la mâinile. Încet, încet, și mâinile se relaxează, ușor se desprind și la un moment dat ne lăsăm în pace. Inspirăm și respirăm profund. Și în același timp, diafragma se relaxează și organele de interne. Stomacul, ficatul, inima, plămâna. E ca și când aș dormi, totul funcționează în mod automat. La fel, cutia toracică se relaxează și aia. Thank you.